V-aș așteptat la un scor așa de mare? Nu ne-am așteptat, dar am luptat și cred că e scorul meritat. A fost meciul campionatului până în momentul de față pentru voi? Cred că da. Dar nu ne oprim aici, grupurile încă mai multe să facem. Ați avut o săptămână grea, având în vedere ce s-a întâmplat la Sepsi. Cum a stat cu moralul, cum a fost atmosfera? Am fost puțin dezamăgiți, dar avem totuși în continuare motivare să facem câte mai multe puncte și să acumulăm câte mai multe puncte. A fost greu fără spectatori? Da, e și un plus, dar și un minus, câte uneori. Nu ne-am bazat doar pe spectatori, ne-am bazat pe puterile noastre. Ai intrat și înscris la câteva minute după ce ai intrat? Da, sunt foarte bucuros de fapt. Este primul meu gol în plan profesionist și vreau să și mulțumesc și familiei, prietenii și grupului că au avut încredere în mine și m-au susținut. Sunteți la 5 puncte de play-off. Vă gândiți? Începeți să vă gândiți la play-off? Suntem optimiști, întotdeauna trebuie să fie optimist și rămâne în ești pregătit să marchi și etapa următoare cu Pirești? Da, desigur. Pregătit, sunt mereu să fiu pregătit să fiu în teren. Asta e de unde am venit. Dar totuși nu este cea mai principală să vă scriu eu, dar și nu vă să câștigă. Cred că într-o perioadă mai nefastă, dar acum ați revenit pe acest gol? Da, desigur, a fost. La debutul meu nu a fost cel mai frumos, dar totuși am trecut peste și nu trebuie la altă să trecem peste.